Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este managerul Asociației Păstrăvării Făgărașului, domnul Gabriel Vâjiu. Bun venit în studio. Bine v-am găsit. Domnule Vâjiu, sfârșit de an, sfârșit de proiecte, să zicem așa. Mă refer aici la proiectele pe care Asociația Păstrăvării Făgărașului le-a făcut anul acesta, proiecte de promovare și care, iată, au avut rezultate sincer neașteptat de mari și la nivel național, dar mai ales la nivel internațional. Ați avut o vizită din Polonia zilele trecute și au venit tocmai ca să vadă această activitate după ce promovarea și după ce... La urmă, știți care este treaba, domnule Vâjiu? Nu doar asociația este promovată, este țara Făgărașului promovată. Asta ne-am și dorit întotdeauna. Noi am spus atunci când ne-am gândit să facem asociația, am spus că putem să promovăm țara Făgărașului prin acest mod al nostru de a ne asocia din flaguri și acvacultură. Ceea ce spuneți este puțin. Eu cel puțin nu pot să spun în cuvinte ceea ce am simțit în momentul când am văzut cele două ediții ale Festivalului Păstrăvului, cât de făgărășan m-am simțit în acele momente. Deși la ultima ediție a fost un pic de ploaie, oricum, impactul a fost deosebit. Păi, 5 minute s-a vorbit despre Festivalul Păstrăvului Făgărășan la un post de radio național, în termeni laudativi. Articol mare în ziare printate cu distribuție națională. La ultima ediție de festival, chiar așa, pe vremea aia, câinească, vijelia aia care a fost cu ploaie, cu frig, cu tot ce a fost, erau oameni din Brașov, oameni din Sibiu, care au venit special pentru acest festival. Eu, întâmplător, m-am întâlnit și trebuie să spun lucrul acesta, că este o mândrie pentru noi, făgărășeni, cu familia unui mare campion al României. Mihai Covaliu, care este campion olimpic la spadă, campion mondial, în prezent antrenorul echipei naționale de spadă a României. Familia lui Mihai Covaliu a fost aici la festival, tocmai pentru că au auzit de festival, un festival inedit, și au venit să vadă cu ocazia asta și cetatea și așa mai departe. Lucruri frumoase, nemai întâlnite în Făgăraș. Acum, dacă vreți să fim un pic și cârcotași, s-ar părea că este singurul eveniment marcabil sau notabil la nivel de țara Făgăraș. Acum vreau să spun felicitări organizatorilor pentru modul în care au știut să aleagă locația. Probabil lumea nu și-a dat seama, dar încercăm noi să vă spunem că locația a fost deosebită, cetatea Făgărașului, care știm că este deja foarte bine promovată. Felicitări și primăriei, care s-a ocupat un pic de amenajarea interiorului cetății, arată splendid în aceste momente. Eu cel puțin am fost și sunt foarte încântat de ceea ce s-a întâmplat în aceste două ediții ale festivalului. La ultimul pot să vă spun că impactul a fost deosebit și dacă vreți să transpunem așa în ideea noastră de asociație, am avut 2 milioane de euro ca și asociație să implementăm strategia pe care am propus-o. În bugetul trecut, dintre care pot să vă spun că am pierdut aproape 1 milion de euro, n-am reușit să scriem proiecte. Acum am învățat care sunt nevoile zonei, să zicem, și dacă mă bucur de ceva, mă bucur de faptul că am gândit atunci să facem promovarea acvaculturii, a Păstrăvului Făgărășan prin astfel de manifestări numite festivaluri. Deși multă lume zice, de ce facem festivaluri? Avem nevoie de așa ceva? Și eu spun că da, pentru că tot de la dumneavoastră știu că impactul asupra publicului, sau impactul pentru oameni a fost deosebit, numărul celor care au fost la festival, au vizitat, a fost foarte mare. Cu alte cuvinte, ceea ce am reușit, vorbesc de bani, prin promovarea acvaculturii, prin cele două festivaluri, a acoperit sau acopere acea promovare pe care n-am reușit să o facem dacă am fi cheltuit și milionul de euro pe care l-am luat. Sigur, dar lucrurile sunt mult mai pragmatice. Am aflat de la organizatori că s-au servit în 1680 de casolete de gustare pentru public. A fost gratis. Deci, sigur, 1680 de oameni au fost prezenți într-una din zile acolo. Asta așa ca idee.
Au fost prezenți și reprezentanții flagurilor din țară. Da. Dumneavoastră știu că v-ați ocupat de ei. Care au fost impresiile? Cu ce au plecat oamenii aia? Că au fost din toată România, au fost aici. Sigur, acum trebuie spus că noi, am mai spus o chestiune asta, noi, Asociația Păstrăvarii Făgărașului, suntem singuri din interior. Ei, ceilalți, au fost prezenți din 12, au fost prezenți 9 și cu noi 10, deci au lipsit două flaguri, dar ei sunt în general pe Dunăre și pe Marea Neagră. Cu alte cuvinte, noi suntem singurii care facem acvacultură. Este altceva decât a pescui pe Helește sau pe Dunăre, Marea Neagră și așa mai departe. Însă impactul ce au văzut aici a fost deosebit și aici vreau să vă spun că i-am dus chiar și la Albota, unde au fost extraordinar de plăcut impresionați de ceea ce au văzut, frumusețile țării Făgărașului, după care au fost iarăși extraordinar de impresionați de ceea ce am văzut în cetate. Iar referitor la organizarea noastră, sigur, ei au numai de învățat de la noi, pentru că noi suntem singurii care ne-am asociat pentru acvacultură. Ei nu fac acvacultură și aici vreau să fac o precizare. Acvacultura înseamnă să crești în mod artificial, să zicem, peștele. Dacă pe Dunăre el crește normal sau în Heleștele, care sigur și alea sunt populate cu pești care mănâncă hrană mai mult sau mai puțin naturală, să fim cinstiți, la noi este deja o tehnică care vine și suplinește acea nevoie a omului de pește. Dacă până acum mergeam și pescuiam în Olt sau mergeam și pescuiam pe râurile de munte, acum nevoia de păstrăv este atât de mare încât s-a trecut la acvacultura. Și așa cum am explicat, tehnologia de creștere a păstrăvului este ceva deosebit. Cu alte cuvinte, colegii noștri din țară au fost plăcut și foarte surprinși de ceea ce au văzut. Chiar era cineva de la Giurgiu, dacă mi-aduc aminte bine, spunea că el n-a văzut niciodată o păstrăvărie. Să nu mai vă spun de celelalte colegi din alte locații care nici măcar nu știau cum poate să crească păstrăvul. Vă spun, au făcut mii, poate, multe, multe fotografii cu ceea ce au văzut păstrăvul auriu, care știți că numai peștișorul la noi se face da. Peștișorul de aur. Și foarte, foarte multe lucruri bune, zic, pentru Făgăraș. Și ca să revin la ideea de la începutul emisiunii, oamenii ăștia au venit din toată țara, au fost prezenți aici, au văzut, i-au venit pentru a vedea peștele, dar pe lângă pește au văzut țara Făgărașului, ceea ce este foarte important. Știți că eu am nebunia asta în mintea mea de promovare a țării Făgărașului, că prin orice mijloace, și această Asociație a Păstrăvării Făgărașului este unul din mijloacele care pot promova țara Făgărașului. Aici am spus, dacă ar mai fi alții și alții ca noi, noi suntem cu cartofi, cu ceapă, cu ceva, absolut, cu orice. Orice. Chiar și aici ziceam. Avem comorile astea aici în țara Făgărașului. Și avem banii ăștia care sunt la Uniunea Europeană și nu știm să-i aducem aici. Asta e durerea noastră. Sigur, sunt bune asociațiile care sunt, frumoase, deosebite, dar cred că trebuie să fim un pic mai incisivi, să ne ducem spre ceea ce vrea publicul din România, să le arătăm ce avem. Dacă, sigur, facem zilele Făgărașului, e o acțiune notabilă. Și dar se adresează locuitorilor Făgărașului, dar nu înseamnă promovarea de care are nevoie. Sunt foarte, foarte multe aspecte pe care noi am putea să le promovăm. Acum, chiar într-o discuție pe care am avut-o cu un foarte mare păstrăvar din Făgăraș, așa, îmi spunea că ar trebui ca noi să ne ocupăm un pic și de repopularea pâraielor de munte cu păstrăv. Și aici vreau să vă spun că suntem într-un mare pericol în zona țării Făgărașului, că dispare păstrăvul indigen. Păstrăvul indigen, deja cel care se crește foarte greu, și aici trebuie spus că ceea ce mâncăm noi acum este un păstrăv curcubeu, care, sigur, crește așa cum crește în acvacultură, însă păstrăvul indigen, specific Făgărașului, este pe cale de dispariție. Au apărut acele microhidrocentrale care nu știu cât de bine ne fac, dar sigur fac foarte mult rău păstrăvului, pentru că el nu mai are locurile unde să migreze. Neavând posibilitatea, știu prin faptul că el depune icrele undeva și trăiește în altă parte, are nevoie de un spațiu unde să urce, să coboare primăvară, toamnă.
Aceste aspecte duc la dispariția acestui păstrăv indigen, iar în viitoarea strategie ne-am propus să refacem acest circuit, acest mod de a trăi al păstrăvului indigen. Un circuit natural. Sigur, absolut natural. După acest al doilea festival, a doua ediție de festival al păstrăvului Făgărășan, ați avut o vizită din Polonia. Aveți pe masă un tablou foarte frumos, pe mine m-a impresionat acel tablou pe care l-ați primit cadou de la o asociație. Povestiți-ne dumneavoastră mai departe, mai în detaliu. Pot să vă spun că și eu sunt foarte încântat de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când un autocar plin cu polonezi, o asociație similară cu a noastră, sau dacă noi facem acvacultură pentru păstrăv, ei fac acvacultură pe crap. Însă ideea era tot de asociație, au venit să ne vadă cum suntem noi organizați, ce modalități avem de a obține finanțări de la Uniunea Europeană și multe aspecte tehnice, să zic, însă au fost foarte impresionați de cetatea Făgărașului, am ținut mod deosebit să le arătăm această bogăție pe care o avem și au fost iarăși foarte impresionați de modul nostru de a ști să comunicăm. Și-au dorit și ei să vină la festival, însă s-ar părea că n-au avut același calendar cu al nostru, însă le-am arătat câteva aspecte din festival, au fost foarte impresionați și de acel moment care s-a petrecut lângă cetatea Făgărașului. Pot să vă spun că am văzut o păstrăvărie și aici, împreună cu ei, bineînțeles, am văzut cea mai veche păstrăvărie din țara Făgărașului, la Nea Emil Stroia, unde am servit masa, un borș adevărat, o ciorbă adevărată din păstrăv. Ceva, vă spun, au fost extraordinar de încântați. Am rămas în contact cu ei. Sigur, o să încercăm să facem și ceva schimburi comerciale, păstrăv, crap, așa mai departe. Iar ce și-au dorit foarte mult, și-au dorit ca împreună să încercăm să facem ceva la nivel de Europa. Adică să promovăm pescuitul și acvacultura la nivel de Uniunea Europeană. Nu vă ascund faptul că undeva în martie, aprilie, avem iarăși anunțată o vizită a unor pescari, să zicem, asociații pescărești din Bavaria și ei sunt foarte serioși. Iar deja suntem, și zic că și datorită acestor festivaluri, care deja au ecou nu numai în România, și în Europa, suntem contactați de italieni foarte mult, chiar acum în aceeași perioadă cu Indagra ar trebui să fim undeva în Sicilia și în același timp și în Milano. Deci sunt deja acțiuni la care noi ca și asociație suntem invitați. Trebuie însă să, zic eu, să ne mobilizăm mai mult. Trebuie și mai multe fonduri pentru a putea să facem astfel de deplasări, însă mie mi-am propus să reușim să facem și noi câteva aspecte de genul ceea ce vă arăt acum, ce am primit de la polonezi, da. Ceva, eu zic că deosebit, și să încercăm să ne facem și noi așa ceva cu care să promovăm țara Făgăraș. Sigur, s-a încercat prin această promovare anul acesta asociației, s-a creat un brand, s-au făcut multe. Ce vreau eu să vă întreb pe dumneavoastră? Ați amintit de Indagra. Asociația Păstrăvării Făgărașului va participa cu un stand acolo, la Indagra. Trebuie să spunem stimaților telespectatori că Indagra este un târg de agricultură care se organizează de două ori pe an, parcă odată la Cluj, odată la București. Este cel mai important târg de agricultură. Această participare la Indagra Asociației Păstrăvarilor mi se pare totuși o chestiune destul de serioasă. De ce spun aceasta? Pentru că la Indagra nu prea poate participa oricine, adică se cam selectează participanții de la Indagra, din câte știu eu, din câte am aflat. Faptul că Asociația Păstrăvarii are un stand acolo, Păstrăvarii Făgărașului, are un stand acolo, este un lucru deosebit și cred că sunteți în asentimentul meu. Sigur că da.
Nu pot decât să mă bucur. Eu am spus-o și o spun, ca și făgărășan. Mă bucur acum, de exemplu, când o să fim prezenți și noi la Integra și dacă, nu știu dacă am spus-o și aici, dar întotdeauna am spus că m-aș bucura extraordinar de mult că atunci când eu mă cobor dintr-un avion și vin în undeva pe Henri Coandă, în Otopeni, să văd mare acolo cum scrie Asociația Păstrăvarii sau Păstrăvul de Făgăraș. Astfel, regele apelor de munte. Astfel ne-am face cunoscut și lumea ar ști că există ceva deosebit în Făgăraș. În țara Făgărașului. Așa este. Dar să știți, vorbim de asociație, vorbim de contactele pe care asociația le-a creat datorită promovării de anul acesta cu asociații internaționale, cu asociații naționale. Dar revin, știți, de formația asta profesională pe care am, revin la intrarea în legalitate a mulților păstrăvari din zona țării Făgărașului care sunt păstrăvării. Știți că sunt o sumedenie de păstrăvării aici, dar doar câteva dintre ele sunt autorizate. Restul se face ca hobby, ca așa, o plăcere în curte, în spațiu fundul grădinii. Fundul grădinii. Bun, aici trebuie spus că ceea ce se întâmplă în economia românească se întâmplă și în economia din țara Făgărașului. Dacă vedeți bine că la nivelul ăla de sus, unde economia nu prea merge, da? Avem noroc cu privații, care săraci nu știu când dorm, cum dorm și cum fac banii, de asta merge economia așa cum merge. Însă dacă ar fi o gândire strategică, o gândire pusă pe niște elemente, zic eu, de normalitate, atunci ar merge extraordinar de bine. Ceea ce se întâmplă cu acești păstrăvari care sunt pe lângă lege, să fim cinstiți, este o adăugire a ceea ce se întâmplă la nivel național. Deci e foarte greu să-i convingi pe unii oameni să intre în legalitate, atâta timp cât la nivelul ăla mare nu se respectă legea. Asta este durerea. Nu, să știți că nu e ceva specific zonei Făgărașului. Peste tot am fost undeva în Teleorman, în Olt, în Dolj, fenomenul este același. Chiar îmi povesteau colegii din celelalte flaguri cum trăiesc pescarii. Cum trăiesc pescarii în bălțile Dunării, pe acolo, tot așa. Deci nu, nimeni nu mai vine să zică trebuie să plătesc taxe la stat, trebuie... Omul fiind flămând, fiind bolnav, fiind sufocat de aceste multe taxe care sunt puse pe capul lui, atunci, sigur, omul încearcă să trăiască cât mai bine, cât mai simplu, cum? Pe lângă lege. Ceea ce ne propunem noi, mai spus, ne propunem să încercăm să-i aducem pe acești tineri, marea majoritate sunt tineri, să înțeleagă ce înseamnă fenomenul de acvacultură. Pentru că, numai dacă l-ați întrebat pe Emil Stroia, ce a învățat în 60 de ani de când se ocupă de păstrăvari și ce ar trebui să facă. Cei care au în fundul grădinii o băltiță sau cum vreți să-i spuneți, ei mai mult se distrează din punctul meu de vedere, dar sigur, și nici ei nu sunt de neglijat. Sunt convins însă că dacă ar avea o desfacere asigurată a producției, nu cum se face acum, adică prietenul meu, vecinul meu are o nuntă, îi duc eu 500 de păstrăvi sau 2 saci de păstrăvi. Asta deja nu este o afacere. Deci dacă vom reuși să-i convingem pe oameni că acvacultura trebuie făcută după știință, atunci și rezultatele vor fi cele așteptate, pentru că acum ei bagă mâncare cam degeaba, multă mâncare e degeaba. Păstrăvul crește în anumite condiții, noi ne-am propus să aducem niște ateliere mobile în care să le arătăm care e densitatea sau ceea ce trebuie păstrăvului, cantitatea de oxigen, duritatea, păi sunt foarte multe aspecte de care ei nici măcar nu știu. Și atunci, sigur, zice, costă foarte mult acvacultura, adică să faci o producție de păstrăv. Sigur, costă mult dacă nu știi ce trebuie să-i dai și când trebuie să-i dai. Sunt niște aspecte pe care noi o să încercăm să le spunem oamenilor și astfel sper ca ei să vină la solicitarea noastră, să vină să intre cât de cât într-o formă de legalitate. Această formă de legalitate și această formă de organizare, la urma urmei, nu face altceva decât... Știți cum? Haideți să ne gândim un pic cum se face și în... dincolo de granițele noastre. În Ungaria, de exemplu. În Ungaria, de exemplu. Totul se face sub formă de asociere. Pentru că distribuția acum se face la nivel de
la volum foarte mare, la cantități foarte mari. Și acele cantități individual nu pot fi asigurate de nimeni. Și atunci o asociere nu face altceva decât să-i asigure distribuția, să asigure vânzarea pentru un producător de pește. Haideți să punem punctul pe ei. De ce nu se asociază oameni? Pentru că avem ideile trecutului, reminiscențe, cooperative agricole. Dacă însă, și a apărut, am mai spus treaba asta, a apărut legea cooperației, dacă însă acei acvacultori care s-ar asocia și ar face mici cooperative, nu este obligatoriu să vină la noi în asociații. Ei pot să se asocieze, să facă mici cooperative, în care legea actuală prevede minim 5 persoane, ei atunci, dacă ar face parte dintr-o cooperativă, ar avea niște facilități. Acum, la nivel de guvern sau la nivel acolo la București, se discută despre facilități pe care ar trebui să le aibă membrii asociații, deci în cooperative. Ministerul Agriculturii, Daniel Constantin, chiar a ridicat problema aceasta. Aici trebuie să ne gândim în primul rând la impozite. Să nu-l mai pui pe om să plătească impozit pe taraba din piață, dacă ești într-o formă asociativă, gen cooperativă. Dacă eu produc și sunt în interiorul unei cooperative și dacă eu îmi desfac produsele prin acea cooperativă, atunci e foarte clar să fii scutit de anumite taxe, de exemplu, impozitul pe profit. Sunt foarte multe aspecte pe care ar putea să le... Sunt modalități de impulsionare a producătorului, a celui care muncește, pentru că știți cum, pe el nu-l interesează. Pe producător îl interesează ca la sfârșitul lunii, când trage linie, să rămână și el pe un plus. Nu foarte mare, că marea majoritate dintre oamenii aceștia care muncesc acolo jos nu sunt extraordinar de pretențioși, dar ei vor ca acel plus să existe, să nu mai lucreze în minus, cum lucrează în minus marea majoritate a agricultorilor care fac, știți că se zice că agricultura nu este o afacere de multe ori, dar dacă este bine gândită... Este o afacere la un moment dat și agricultura, însă, sigur, din acvacultură se poate trăi foarte bine. Foarte, foarte bine. Însă, am spus-o și o repet, trebuie să faci acvacultură, nu ceea ce facem acum, mulți dintre ei povești, sau după ureche facem acvacultură. Acvacultura trebuie făcută, fiind și ea o știință, trebuie respectate anumite reguli clare, impuse de cel care a inventat această noțiune de a crește peștele într-un sistem intensiv. A fost o perioadă foarte bună pentru păstrăvarii din țara Făgărașului, mă refer la acesta, în care s-au făcut cunoscuți, în care asociații internaționale, asociații naționale au venit alături, i-au băgat în seamă, să zic așa. Vă opriți aici? Nu. Acum, tot așa știți că vreau să fiu. Lăsați-mă să spun eu. Știți că au fost niște oportunități în promovarea cetății Făgărașului, când Huffington Post a pus-o pe primul loc sau pe locul 2 între cele mai... Și s-au mulțumit cu atât, s-au rămas, s-au trecut. Acum 6 luni nimeni nu mai vorbește de subiectul ăla. La fel și dumneavoastră vreți să rămâneți, să bateți pasul pe loc? Cum să vă spun, am avut și câteva satisfacții cu această asociație, însă, ca să fiu foarte cinstit, am avut mai multe insatisfacții. Deci, faptul că la nivelul ăla, la autoritatea de management, în programul de pescuit, sunt niște incompetenți, ca să fiu foarte deschis, toate chestiunile astea ne-au creat o grămadă de probleme. Noi, în momentul de față, ne judecăm cu autoritatea de management pentru niște greșeli care le-au făcut. Deci, aspecte de astea care, cum să vă spun, la un moment dat mi-au creat mai multe insatisfacții decât satisfacții. Însă, văzând, sincer vă spun, văzând cele două ediții ale festivalului, am tras concluzia că merită să mă mai sacrific încă 4-5 ani pentru astfel de asocieri, pentru păstrăvul de Făgărași. Promit că vom continua, chiar dacă nu voi mai fi eu în față acolo, sigur sunt cei tineri pe care eu încerc să-i promovez, ei să vină să ajute dezvoltarea țării Făgărașului și sper ca și alte persoane, personaje, cum vreți să le numiți, din Făgăraș și din țara Făgărașului, să ne ia exemplu. Se poate, se poate. Avem, ați spus de agricultură, avem în zona noastră extraordinar de multe oportunități. Nu, și foarte, foarte multe, sunt foarte multe de spus. Acum, după mine, cel mai rapid ar trebui să ne gândim cum să aducem bani de la Uniunea Europeană. Știut fiind faptul că este un nou început de ciclu 2014-2020, acum trebuie luați bani. Așa am o mică teamă că după 2020 nu o să mai fie bani de la Uniunea Europeană.
Da, același lucru cred și eu, tocmai de aceea s-a mai înființat încă un GAL, un grup de acțiune locală. Se pare că județul Brașov este acoperit în totalitate. Da. Asta înseamnă că regiuni, microregiuni, sunt asociate tocmai pentru accesarea acestor fonduri europene. Eu sper ca cei care se ocupă de celelalte sectoare din economia țării Făgărașului să fi recepționat apelul dumneavoastră și nu doar pe pești Țara Făgărașului să fie promovată, ci pe nenumăratele alte direcții de care ne-a înzestrat Dumnezeu aici în Țara Făgărașului și ne-a dat posibilitatea să le avem, să ne bucurăm de ele, dar trebuie să le și folosim. Sigur. Vă doresc succes, domnule Vujiu. Și mulțumesc și eu vă mai arătăt încă o dată ceea ce m-a surprins și pe mine. Deosebit. Da, jos acolo scrie, da, e în... Asociația Păstrării Făgărașului și Asociația, îmi pare rău, nu cunosc poloneza, nu pot să nici măcar să pronunț. În două limbi, în românește, Asociația Păstrării Făgărașului și Asociația lor care, da, și mie mi-e greu să pronunț ăstea. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc succes în continuare, felicitări pentru ce s-a întâmplat anul acesta în Asociația Păstrării Făgărașului, felicitări pentru faptul că printr-un mijloc de promovare ați adus pe în gura românilor despre Țara Făgărașului. Dar de bine. De bine. Că se mai vorbește despre Făgăraș, dar nu chiar foarte Nu. Ați adus vorba despre Țara Făgărașului și s-a vorbit despre Țara Făgărașului de bine în toată România și a ajuns, iată, și prin Italia, Germania, Polonia a ajuns astea. Și ce să vă zic, încă o dată felicitări. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.